Ia uite, cum e Daniel Abran prima dată cu Aron? Uite, am venit aici la cu Aron, cum am zis. Am venit cu vedeta. Ia uite-l, mă. Hai că a fost destul de dificil drumul în dubă. El neobișnuit, acum și-a mai dat drumul un pic. Da, ce să mai valer? Ia ține-l. Vezi să nu-l obosești prea tare, mă. Ține-l. Ia uite-l și pe Ovidiu cu Oscar. Vine Ovidiu. Salut, Ovidiu! Întâlnirea coloșilor. Deja să înțeleg bine că s-au vorbit, da? Hai să filmăm și pe ciobănică. Da, și ciobănică în partea aia. Uite-l pe ciobănică. Grijă mare cu ăsta, că e periculos. Ciobănică pentru prima dată la Bran, la concurs. Ia uite, băi, frații de tată. Ia zi, băi, frumos la Bran? Este. Ciobănică față în față cu Aron. Doi titani. Ce nu-ți place, bă, Iubi? Bă, nu i-are nici calul ăla, nu? Hai la Cătălin. Hai și la Cătălin să mergem. Nu mai aproape, parcă să ia culoarea la ea. Mergem la Cătălin? Trăiți. Uite și bun băiat. Pane, să-l filmezi și tu. Da. Cătălin pe spate. Au ce de corbi aici, băi. Unu și unu. Întâlnirea giganților, ia uite-i. Ăsta ce vârstă are al tău? Vede pane că e roșie, de ce vă plăză. Da. Ia zi tu, Ovi. Ce vârstă are? Amândouă sunt femele ale? Ăla e mascul, se vede că e mare. Ăsta e masculul ăla care l-am testat noi? Nu, ăsta era cel bolnav. Aha. Și-a mai dat și el un pic, m-a năpârlit. Nu e el. Nu e în forma lui maximă, nu? Da, arată bine. Aștept acolo să le distrez și pe acolo să...
Eleganță și stil. Eleganță, stil și finețe. Finețe. Exact. Ovidiu, uite și un tambel. Salutăm toți băieții care ne urmăresc. De pe Fane și Pini. Salutare Cătălin, Dan și Ovidiu. Cei trei care au speriat vestul. Uite ce e aici. Corbi adevărați. I-a pus apă aici la Aron, după un drum obositor de 3 ore jumate. Așa mare, nu știu. Da, mă, sunteți frumoși, mă, n-ai treabă. Ha 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 ha